Apar noi detalii în cazul polițistei de 25 de ani care s-a împușcat în gara din Strehaia. Înainte de a recurge la gestul extrem, Adela i-a trimis soțului său un ultim mesaj. Conform RomaniaTV.net, noi detalii în cazul polițistei de 25 de ani care s-a împușcat în cap. Adela era căsătorită de un an și 4 luni cu Sorin și părea că relația lor este perfectă. Cu toate acestea, tânăra se pare că suferea de depresie, iar această boală i-ar fi adus și sfârșitul. Înainte de a se împușca în cap, Adela i-a trimis soțului său un ultim mesaj. Tânăra i-a spus că îl va iubi mereu și l-a rugat să aibă grijă de părinții ei. Te voi iubi mereu, să nu uiți, pe toți de fapt, să ai grijă de ai mei, mai ales de mami. Te rog din suflet să îi ajuți financiar dacă au nevoie și iertați-mă toți pentru durerea pe care vă provoc, dar nici eu nu pot să mai trăiesc cu durerea asta, ceea ce simt acum din cauza depresiei. Simt că nu mai sunt nimic din ceea ce am fost, simt că nu există nicio soluție sau scăpare pentru mine. Mă sperie orice gând spre viitor din situația asta. Nu mai pot să fac nimic. Am luat în calcul toate posibilitățile și nimic nu m-ar fi ajutat să ies din starea asta. Parcă am primit numai semne că tot aici o să ajung. Sper doar să pot să am grijă de voi toți de acolo, nu știu de unde. Vreau să fiți toți bine, vreau din suflet asta. O să încerc să fiu lângă voi, să vă dau putere, a scris tânăra polițistă în mesajul pe care i l-a trimis soțului său înainte să se împuște în cap. Potrivit spynews.ro. Conform aceleiași surse, Cristinel Sorin ar fi avut o amantă de mult timp și mai mult decât atât, bărbatul nu ar fi fost nici măcar la prima abatere de acest fel. Prima dată, bărbatul ar fi călcat strâmb în anul 2019, dar aceasta l-a iertat. Mai mult decât atât, un prieten apropiat a declarat că tânăra era chiar în depresie și nu reușea să treacă peste aceste stări. De asemenea, aceasta chiar și-ar fi anunțat soțul că vrea să se ucidă, relatează canalde.ro.